Aproape 300 de absolvenți de gimnaziu din Olt au fost nemulțumiți de notele primite la cele două probe ale evaluării naționale. Cele mai mari nemulțumiri au vizat notele primite la prima probă a examenului. În urma recorectării lucrărilor, cei mai mulți dintre contestatari au primit note mărite, chiar dacă nu cu mult. Astfel s-a ajuns la creșterea numărului de note de 10, dar și a elevilor care au trecut cu nota maximă de cele două probe ale evaluării naționale. Am înregistrat un număr de 277 de contestații, dintre care 144 la limba română și 133 la matematică. În urma soluționării contestațiilor, la nivelul județului Olt, am înregistrat un număr de 27 de medii de 10, adică cu două medii mai mult decât înaintea contestațiilor. Absolvenții de gimnaziu din județ nu doar că s-au întrecut pe ei în a obține note maxime, dar și în a depăși performanțele cu care se lăudau colegii lor din generațiile anterioare. Procentul de promovabilitate a fost cel mai mare înregistrat de la introducerea camerelor de supraveghere. Din cei 2822 de elevi prezenți la evaluare, au obținut note peste 5, un procent de 77%. Putem spune că la limba română au obținut 123 de elevi nota 10, iar la matematică 65 de elevi au obținut nota 10. În final, putem spune că în acest an, la examenul de evaluare națională, am obținut cu un procentaj mai mare, cu 5% față de anul trecut. Cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii care au absolvit 8 clase la școala gimnazială Eugen Ionescu din Slatina, cu 6 medii de 10, Colegiul Național Ion Minulescu cu 5 medii de 10 și școala gimnazială Gheorghe Magheru din Caracal cu 3 medii de 10.